Doamne, n-am contract cu viața este noul tău album pe care l-ai lansat de curând și aș vrea să vorbim un pic despre el. Albumul este făcut în mai multe etape. Să știi că inițial am imprimat 3 piese cu Tarafu, care sunt ultimele piese de pe album. Apoi am mai făcut încă 6, încă 8. Deci sunt în decursul a 3-4 ani de zile acest album. Este un album reușit, zic eu, după reacția publicului, pentru că el a fost lansat pe 25 martie la București și iată într-o lună de zile și după postările de pe Facebook mi-am dat seama că a fost primit bine cântecele, dacă 2 sau 3 cântece sunt iubite de pe un album, înseamnă foarte mult. Pe acest album sunt 16 cântece. Cine ți le-a scris? Cântecele sunt scrise de mine și melodiile sunt tot ale mele. Chiar dacă la unele texte retușurile au făcut parte de... au fost retușate, ca să mă exprim așa, de Veronica Mergea din Mehedinți, buna mea prietenă, care pe albumele vechi mi-a dăruit câteva cântece, iar acum i-am spus doar să-mi retușeze ceea ce am gândit eu. Până și doina este creată de mine pe acest album, nu este culeasă, este o doină creată, iar orchestrația este făcută de Virgil Chirițoiu de la Târgu Jiu. Dirijorul și conducerea muzicală a acestui album este Marcel Parnica. Marcel Parnica, trebuie să recunosc că am colaborat și eu odată cu dumnealui și m-a surprins plăcut prin profesionalismul de care a dat dovadă. Și cred că e unul din dirijorii, părerea mea, care înseamnă foarte mult în muzica și populară. Un dirijor care îți face cere să lucrezi cu el. Și vreau să spun că de un bun simț și o omenie. Așa este. Și vreau să... așa am remarcat faptul că noi, chiar dacă a fost acel spectacol în care eu l-am organizat și tot eu l-am prezentat, atunci mi-aduc aminte că s-au făcut modificări între soliști, de intrare între soliști și chiar a știut cum să-i acompanieze pe restul. Eu am rămas uimită și nu orice, nu orice dirijor poate să facă așa ceva și chiar mi-a plăcut foarte mult și chiar îmi place și cum orchestrează, să știi. Așa este, este un mare dirijor. Dacă eu lucrez din 2004 cu dumnealui, îți închipui că se leagă o prietenie foarte mare între noi și un respect reciproc de profesionalism și cred că și pe viitor n-am să-mi schimb dirijorul. Eu sunt un tip conservator și îmi place să țin legătura și prietenia cu persoane care îmi sunt dragi, apropiate sufletului meu. Frumos. Spune-mi, de ce e titlul acesta, Doamne, n-am contract cu viața? Mai o să râs când o să spun. Ideea cântecului mi-a fost sugerată de o cunoștință, o prietenă a familiei mele, doamna Doina Boierică. A venit odată pe la noi și ne-a zis, uite, azi noapte m-am gândit la ceva foarte frumos, o idee de un cântec. Și mi-am dat, Doamne, n-am contract cu viața, așa în zilele numărate, cât o-i trei, n-am să știu, când le-o-i termina pe toate. Și de aici te descurci tu și faci. Și într-adevăr mi-a plăcut ideea, am creat textul, am făcut prima dată 3 strofe, la studio mi-au zis că ar fi bine să faci 4 strofe. Și am mai stat 2 săptămâni pe burtă, am mai făcut încă o strofă și așa s-a născut acest cântec. Că degeaba banii am strâns, dacă ani în ce s-au dus, ce folos... că sau am strâns banii dacă ușor să se duc anii. Cam aici duce textul cântecului. Trecerea noastră de la copilărie, că muncesc să strângi bani, nu realizezi că muncind și alergând după bani, viața își urmează cursul și te trezești bătrân și cu bani care uneori, nu știu dacă îți mai folosești când nu mai ai puteri, nu mai ai chef de distracție și multe, multe altele. Spune-mi, Vasile, ai contract cu viața? Ți-ai pus în plan să faci anumite lucruri pentru viață și
ai acest contract cu viața să duci la îndeplinire tot sau iei viața așa cum e, iei lucrurile de la sine, să meargă de la sine totul? Nimeni n-are contract cu viața. Cred că fiecare dintre noi ne-am dorit să avem un contract cu viața și am fi nemuritori. Nu avem. Contract cu cât suntem în viață? Da, cred că am un mini contract cu cât sunt în viață, să realizez ceva, să am o familie fericită, să... Și pentru faptul că sunt iubit și apreciat de public, este și asta un mini contract, așa că cred că mini contractele mele cu viața sunt îndeplinite. Poate că este un... Și am mai vorbit noi despre asta, să zicem așa, o neîmplinire a sufletului tău, că pe tine nu te moștenesc copiii, știi, la cântat. Așa este, nu mă moștenește nimeni, dar cred că cântecele mele, o parte din ele, nu toate, și dacă din cele 200 și ceva de cântece pe care eu le am, dacă ar rămâne în mintea publicului 10 sau 5, și nici 5, 2 o să rămână. Cred că și după trecerea mea în neființă este o mare realizare. Eu rămân pe pământ prin aceste cântece. Puține sau multe? Așa este și am observat ceva chiar la nunții, la petreceri, se cântă melodiile lui Vasile Ciobanu de către alți soliști de muzică populară. Uite, vezi, asta este un alt mini-contract și o împlinire sufletească a lui fiecărui interpret. Când îți auzi un cântec cântat de altcineva, este o mare realizare, pentru că nimeni nu face ceva din neplăcere, doar din plăcere. Și așa că în momentul când îți auzi cântecul, înseamnă că și acel interpret sau acea persoană se regăsește în textul tău sau îi place ceea ce ai creat tu. Dar spune-mă, ți s-a întâmplat vreodată să te duci la o nuntă sau la o petrecere, nu contează, da? Și să auzi pe altcineva cântând o piesă de-a ta, să fii în sală, fără să știe că solistul respectiv, fără să știe că tu ești în sală. Ți-ai auzit așa ceva? Da. Sau că stând în altă sală și în altă sală cântă altcineva? Mi s-a întâmplat să fiu la un concert, la un spectacol undeva și să intru mai târziu. Și dintre concurenți, că era și un festival acolo, înainte de spectacol. În acest spectacol era și festival cu tine interpreți și cu invitați. Una din concurente cânta un cântec de-al meu de pe primul album. M-am bucurat enorm de mult pentru că îl cânta și frumos. Am observat că interpreta a încercat să aibă aceeași interpretare ca și a mea. Eu o strofă am cântat-o într-un fel pe prima, a doua altă, alt fel de interpretare, a treia și alt fel de interpretare, pentru că mie îmi place să am o interpretare, să nu am fixă aceeași interpretare și la prima strofă și la a doua și la a treia. Să am puțin diferit, ca trăirea fie mea personală. Dar sunt și întâmplări negative pe care le-am întâlnit în cariera mea. Am întâlnit interpreți care au fost lipsiți de bun simț. Nu numai că mi-au imprimat albumele, dar când i-am sunat și le-am cerut explicații, mi s-au părut că ei erau mult mai deranjați decât mine. Și atunci e ca și cum eu ție ți-aș fi furat o găină și tu când m-ai întrebat cam pe la ce oră mi-ai luat-o, eu să spun, dar ce te interesează? Și cam ceva de genul ăsta și... Nu prea este frumos din partea tinerilor interpreți care procedează așa, mai ales că unul e de la Mehedinț, de la mine, care mă copiază, se și îmbracă ca mine și încearcă să mă și imite. Nu este de ajuns să fie o imitație. Trebuie să sclădești tu. Iar o fată care a câștigat un festival pe aici, pe la Maria Tănase, la Târgu Jiu, în loc să-și facă propriul repertoriu, s-a gândit că e mai bine să cânte de la Vasile Ciobanu și de la Nina Predescu. Nu e bine, pentru că mai târziu, când tragi linie și aduni, ca și în cântecul Doamne, n-am contract cu viața, ce aduni? Cântecul Vasile Ciobanu? Da, nu se folosește la... Dar, vezi tu, sunt soliști și soliști, dacă stai bine să te gândești, însă important e că aceste cântece ale tale rămân în sufletele oamenilor și oamenii știu care sunt piesele tale, care sunt preluate, cine le cântă mai bine.
îți dai seama? Și oamenii știu să aprecieze aceste lucruri. Ei, aș vrea să te întreb, Doamne, n-am contract cu viața, al câtelea album este? Este albumul numărul 9, individual, pentru că mai am 3 în duet cu Nina Prădescu și unul cu Anica Ganțu. Uite, vezi, cu Anica Ganțu n-am fost niciodată la tine. Cred că pe viitor ar fi bine să filmăm și cu Anica. Vezi că e o promisiune și te-am înregistrat. Da, cu cea mai mare plăcere. Este și în total cel de-al 13-lea album. Nu sunt puține pentru un interpret, așa că aceste albume sunt copiii mei și țin foarte mult la toate aceste albume, pentru că sunt o parte din viața mea în ele. Așa este. Practic, ele sunt ca și copiii tăi. Așa este. Vezi, uite, m-ai întrebat de moștenitori. Aceste albume sunt moștenitorii mei. Sunt comorile tale, adică dacă stai bine să te gândești, așa cum spuneai tu, peste ani și ani, când nu vei mai fi, toată lumea își va aduce aminte de Vasile Ciobanu prin aceste CD-uri. Cred, și chiar dacă mă repet, chiar dacă nu numai pentru CD-uri, doar și câteva piese de pe un singur cântec de pe fiecare album, dacă rămâne în mintea publicului, este nemaipomenit pentru fiecare dintre noi. Așa că mie îmi cer acum și la petreceri și la nunți unde merg să cânt cântece de pe primul meu album. Am și eu un băiețel, Munte, munte, brav frumos, mai vin o mândruță. Cântece care s-au cântat ani de zile pe Radio Craiova, care se cereau la dedicații și nu numai de pe acel album, de pe fiecare album sunt extrase și cerute la Radio Melodie. Numai mame când veți fi, să-ți iubești copile, mama, ca pe ochii tăi din cap, căci ca mâine ajungi și tu, ca și ea ne mângâia. Să-ți iubești copile, mama, ca pe ochii tăi din cap, căci ca mâine ajungi bătrân, ca și ea ne mângâia. Că tu ca ea vei ajunge și bătrân și fără minte și aștepți două cuvinte. Spune-i mamei vorbe dulce că tu ca ea vei ajunge și bătrân și fără minte și aștepți două cuvinte. Și le aștepți în zadar, stai cu sufletul la mar. Eu te iert că ești al meu, tu să ierți copilul tău. Și le aștepți în zadar, stai cu sufletul la mar. Eu te iert că ești al meu, tu să ierți copilul tău. Lângă mama ta, să-i strângi dorurile toate, dar atunci nu se mai poate. Vine o zi când tare-i vrea să fii lângă mama ta, să-i strângi dorurile toate, dar atunci nu se mai poate. Ești măicuță din mormânt, că eu după tine plâng. Acum mângâierea ta n-o găsesc la nimenea. Dă-mi acum vorbele tele,
că n-am ascultat de ele, ca măicuța-i mei copii, nu mă știu aprețui. Ești măicuță din mormânt, că eu după tine plâng. Acum mângâierea ta n-o găsesc la nimenea. Dă-mă cu vorbele tele, că n-am ascultat de ele, că măicuța-i mei copii, nu mă știu aprețui. Am observat că pe CD-ul tău, ca pe toate CD-urile, ai cât un dans. De ce dans? Pentru că face parte din toată etnografia din nordul Mehedințului și din duleanțele mehedințenilor de a se dănțui la horă și la nunț, botezul și așa mai departe. Cam de 8 ani de zile, eu pe fiecare album mi-am pus câte un danț. Pentru că sunt piesele noastre, identitatea noastră din Mehedințe, aceste hore de mână mișcate, care ne reprezintă. Și de aceea, ori de câte ori imprim, îmi strec ori câte un danț acolo. Ce cuprinde acest CD-ul? Ce melodii? Pentru că tu ai mai înregistrat din ele la noi, da. Sunt chiar filmate, au fost difuzate și aș vrea să-mi spui așa, să-mi vorbești câte ceva despre melodiile tale și văd ai și un colaj gorjenesc chiar. Da, pe acest album am diferite idei de dragoste, cântecul îndrăgostitului de la munte, dansul de care tocmai am vorbit, cântecul despre mamă, cântecul despre frați, despre surori, cântecul Doamne, l-am contrat cu viața, care ți-am spus reprezintă trecerea timpului peste, care se așterne peste fiecare dintre noi, doina care este reprezentativă zonei de unde eu vin, colajul acesta gorjenesc care m-a inspirat după cântecele Mariei Lătărețu și cântecul de nuntă și Am ales așa un mănunchi de idei ca să nu... Aș pe toată lumea. Da, nu, dar să nu semene, să fie, ascultătorul să fie curios. Al doilea, al treilea și următorul cântec, ce este, ce text cuprinde? Că dacă ai aceleași idei, zice, asta seamănă cu celălalt și nu-l mai interesează. Te-ai gândit vreodată, nu știu, să pui, să faci un CD-ul cu cele mai cunoscute melodii din repertoriul tău? Nu m-am gândit, pentru că dacă aș pune cele mai reprezentative cântecele ale mele pe un CD, nu știu dacă ar avea, e părerea mea personală, nu știu dacă ar avea același efect ca la un album, nu, pentru că publicul le cunoaște. Și dacă eu scot un album cu fiecare cele mai reprezentative de la unul până la ultimul album, ce efect ar avea? Pentru că publicul le știe. Și nu mai au aceeași priză la public. Da, ca și nu. Nu mai sunt așa la fel de ascultate, pentru că ele sunt cunoscute. Dar spune-mi, aici ai un colaj gorjenesc. De ce gorj? Pentru că... Ești Mehedințe. Da, pentru că eu am cântat prima dată gorjenește. După aceea, în festivalul concurs, eram obligat să cânt Mehedinț. Și la noi poposeau lăutarii gorjeni și mi-au imprimat... din folclorul lor și cred că o parte din mine s-a născut în Gorj, pentru că eu am iubit foarte mult cântecul gorjenesc, în special pe Maria Lătărețu, și îi cânt cântecele ori de câte ori am ocazia și i-am mai preluat câteva din cântece și pe albume. Și pe acesta sunt, din colajul acesta, primele două sunt preluate din repertoriul Mariei Lătărețu. De la Târgu Jiu la Vale și Mădusei pe Vale în Luncă. Maria Lătărețu, să înțeleg că e unul din idolii tăi? Cred că este unul din idolii tuturor, celor care s-au născut în Oltenia și nu numai, pentru că Maria Lătărețu a fost unică pentru toți iubitorii cântecului popular din țară și din străinătate. Să nu uităm că ea era des chemată la Paris, în Republica Democrată Germană, în URSS-ul de atunci, în Israel și în Turcia, frecvent susținea recitaluri.
care este, după Maria Lătărețu, al doilea solist pe care îl admiri și de la care, să zicem, ai avut ceva de învățat? Uite, mă bucur că mă pui astfel de întrebare. Am să-ți fac un clasament 1-10 ca să vezi cam ce, care sunt soliștii mei preferați. Cred că pe locul întâi Maria Lătărețu, apoi ar urma Maria Ciobanu, cred că Petrica Mățu Stoian, Ion Dolănescu, Sofia Vicoveanca, Irina Login. Mi-a plăcut Mariana Drăghicescu, chiar dacă nu mai este printre noi. O solistă foarte bună, cu niște melodii foarte bune. Rămâne în topul preferințelor bănățele. Este și un festival? Da. Și Angelica Stoica. Și cred că topul ar mai continua. Și cu alți interpreți care nu-mi vin acum în minte. Ar fi prea mulți. Tu ești mehedințean. Și să nu uităm pe Domnica Trop. Cea care a dat grai cântecului mehedințean și care a deschis drumul cântecului mehedințean pentru toți cei care suntem de acolo. Și mi-ai luat vorba din gură, pentru că asta vreau să zic, tu ești mehedințean și aveți acolo un reprezentant foarte bun, Domnica Trop. Te-ai întâlnit vreodată cu Domnica Trop? Cum să nu? Mi-amintesc că prima dată mea întâlnire cu Domnica Trop a fost în 1988 la festivalul Viței și Vinului de la Vânjul Mare. Dumnea era în recital, dar și în juriu. Așa că eu acolo am fost laureat, am câștigat marele premiu. Și până în ziua decernării premiului a stat toată ziua cu noi mama Domnica. Îi cânta cântecele dumneai, ne cânta doine și ne spunea cântece pe care noi nu le știam de pe albume, care nu le avea de fapt pe albume. Și am simțit toate de aproape, o femeie simplă de la țară, dar cu o interpretare și o autenticitate nemai întâlnită. Să nu uităm că de la Domnica Trop s-a inspirat și Maria Ciobanu și Ion Dolănescu, care au preluat cântece de la Domnica Trop, chiar dacă n-au fost din mehedință. Să văd că viața repede a trecut. Să nu las de azi pe mâine, chemai copii la mine să fac ce mi-a rămas nefăcut. Măsculai de dimineață, lacrimile-mi curg pe față, văd că viața repede a trecut. Să nu las de azi pe mâine, chemai copii la mine să fac ce mi-a rămas nefăcut. V-am făcut averi și case, cum numai eu am știut. Dar să aveți grijă de ele, că din cer nu mi-au căzut. V-am făcut averi și case, cum numai eu am știut. Dar să aveți grijă de ele, că din cer nu mi-au căzut.
toate mi-a luat de la gură. Să vă fac o viață bună și să aveți traiule fericit. Cu trudă am alergat, mereu v-am bătut la cap. Să prețuiți ce-am agonisit. Poate mi-am luat de la gură. Să vă fac o viață bună și să aveți traiule fericit. Cu trudă am alergat, mereu v-am bătut la cap. Să prețuiți ce-am agonisit. V-am făcut verișicase, cum numai eu am știut. Dar să aveți grijă de ele, că din cer nu mi-au căzut. V-am făcut verișicase, cum numai eu am știut. Dar să aveți grijă de ele, că din cer nu mi-au căzut. Banul se face cu greu. Iar dacă vă merge bine, strângeți și voi ca și mine. Faceți măcar cât am făcut eu. Să fiți oameni chipzuiți, ce aveți să nu risipiți. Fiindcă banul se face cu greu. Iar dacă vă merge bine, strângeți și voi ca și mine. Faceți măcar cât am făcut eu. V-am făcut verișicase, cum numai eu am știut. Dar să aveți grijă de ele, că din cer nu mi-au căzut. Poate plec mâine, nepoi mâine, și am sufletul în păcat. Că v-am pus la locul vostru și ce-a fost mai bun v-am dat. Vasile, tu ai venit în Craiova și stai de foarte mulți ani aici, dar nu ți-ai pierdut graiul acela mehedințean. Cum ai reușit? Cred că rămâne imprimat pentru tot restul vieții, pentru locul unde te-ai născut, graiul de unde ai crescut rămâne pentru totdeauna, chiar dacă îl mai capi din el câtuși de puțin. Mi-amintesc că atunci când am plecat la liceu în clasa a noua, mi era greu să vorbesc clar și vorbeam ca la noi acolo și da, era, se amuzau toți, dar acum au trecut atâția ani și, dar graiul de la mine, de la mehedinți, n-am să-l uit niciodată, pentru că face parte din mine. L-ai păstrat atât în cântec, dar și în vorba normală, că te simt eu cum vorbești. Și acum totuși vorbești mai bine, dar când e în particular, vreau să vă spun că el vorbește exact ca acolo la el mehedinți. Și aș vrea să te întreb, te-ai gândit vreodată să înregistrezi și o melodie din Oltenia, de aici, din zona Doljului? Nu, să știi, chiar dacă sunt dragi cântecele oltenești și cântec și folclorul din Moldova, mai puțin din Dobrogea, că e cam sărac,
Nu cred că m-ar tenta să imprim ceva exclusiv oltenește. Deși în piesele din Mehedinți totuși există oarecare tentă oltenească. Practic facem parte din aceeași regiune, Oltenia. Sârbele, normal, sunt oltenești, chiar dacă sunt maiuți, ca și apele care coboară de pe munte, sunt totuși oltenești. Cântecul sârba oltenească, puțin cu graiul din spre Banat. Eu pe primele mele albume, chiar și mai până pe la mijloc, am cântat chiar în graiul de acolo. Mai târziu cred că mi-am dat seama că chiar nu pot să cânt orice în graiul de la, ca în graiul de la Mehedinți, pentru că sunt cântece noi care nu merg să le cânt chiar. De exemplu, Doamne, n-am contrat cu viața. N-aș putea să-l cânte. Doamne, n-am contrat cu viața și am zâlile numărace. Sună mai neclar și de aceea sunt totuși cântecele noi care trebuie să le cânti să te înțeleagă tot românul, nu numai al tău de acolo. Corect. Ce-ți dorești tu pe viitor? Pentru că acum ți-ai lansat acest album. Pe viitor cam ce mai dorești? Îmi doresc să mă țină vocea la fel de bine ca și până acum, să îmbătrânesc frumos și cu mintea în cap. La 90 de ani să cânți? Să dea Dumnezeu, cât o vrea Dumnezeu. Și să mai am inspirație, să fiu în continuare iubit de public. Asta este cea mai mare împlinire pentru un solist. Dacă nu te iubește publicul, poți să ai sute de albume. Sunt interpreți care au albume pentru ei mai mult. Știi cum e? Publicul este, așa este părerea mea, publicul este cel mai bun juriu pentru voi și cel mai drastic juriu. Așa este. Dacă faci un album nou și nu-ți cumpără nimeni albumul și le ții doar pentru tine acasă, este cel mai mare fiasco pentru un interpret. Și să știi că sunt foarte mulți interpreți. Reține foarte mulți interpreți care își fac albume și le fac doar pentru ei. Le fac cadouri. Dacă nu-ți cumpără nimeni un album, este foarte grav. Înseamnă că nu interesează pe nimeni ceva. Dacă îți cumpără cineva albumul, deja ai calități și înseamnă că ești apreciat. Nimeni nu îți dă un bani pe ceva nevaloros. Așa este. Vasile, eu îți mulțumesc din suflet pentru prezența în emisiune. Îți doresc succes. Te mai aștept și la altă emisiune și mi-ai promis ceva în timpul interviului. Duete cu Anica Ganțu. Da, deja propusesem Anica să venim de Paști, cred că ți-amintești, da. Dar s-a întâmplat să nu putem fi disponibil. Da, în acea zi. Da, în acea zi și a rămas pentru altă dată. Cred că cursul verii pe când vor fi filmări și va fi foarte cald, nu o să venim, dar spre toamnă promit că o să venim. Să dea Domnul, încă o dată îți mulțumesc, îți doresc succes cu acest album, sănătate multă și putere de muncă să ai. Să rămână, mulțumesc mult! Iar cu aceasta, Carmina Vlava, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, vă doresc o seară excelentă alături de TeleU, iar acum vă las în compania melodiilor lui Vasile Ciobanu. Toate cele bune, la revedere! Suflet ascuns, of, of, ca doi străini am ajuns. Mâna ce te-am îngâiat, ai lăsat-o și-ai plecat, măi. Ți-am pus în mâini inima și ți-ai bătut joc de ea, măi. Ți-am pus în mâini inima și ți-ai bătut joc de ea, măi. Fără milă ai lovit sufletul ce te-a iubit.
nici cuvânt. Of, of, tu n-ai niciun crezământ. Nu ți-e teamă că într-o zi tot ce-ai făcut vei plăti, măi. Nu știu în suflet ce simți când glasul meu l-asculți. Nu știu în suflet ce simți când glasul meu l-asculți, măi. Cum pot să te culci în pat când știi cât te-am mai iertat, măi. Prețuit. Of, of, tu ai fost, dar te-am pierdut. Și-aș pleca departe în lume să nu știu nimic de tine. Să ies din sufletul tău, să nu mai îmi fie greu. Pun la cât la inimioară să nu mai se-ntoarcă iară. Și în colțul inimii te-ai păstra ca-n prima zi. Sufletul rău, of, of, nu te-aș fi lăsat la greu. Doar tu-mi cunoști inima, că-ai ținut-o în palma ta, măi. Ochii albaștri ca și cerul m-au ars ca rugina fierul. Păcatul în suflet nu-l port, pentru ce-ai făcut te iert, măi. Te iert din sufletul meu și în rest ce-o vrea Dumnezeu. Mor de ciudai mei dușmani, mor de ciudai mei dușmani, că eu muncesc și fac bani. Mă vorbesc numai de rău, pe mine și neamul meu. Vorbesc cu toții de mine, nu le-ar mai da Domnul zile. Mă vorbesc numai de rău, pe mine și neamul meu. Vorbesc cu toții de mine, nu le-ar mai da Domnul zile. Grija banilor, dar nu-i fac nici prea ușor. Îi oftic în număr banii și bag în boală dușmanii. Și trăiesc așa de bine, nu cer împrumut la nimeni. Am de toate în casa mea, dușmanii îmi duc grija. Și trăiesc așa de bine, nu cer împrumut la nimeni. Am de toate în casa mea, dușmanii îmi duc grija.
o poftă am și două, să mai fac o casă nouă, să stau să-mi petrec la masă, dușmanii să mă vorbească. Nu mi-e teamă dacă mor, cam de toate prin obor, și dușmanii mor vorbi, cam știu să fac banii. Nu mi-e teamă dacă mor, cam de toate prin obor, și dușmanii mor vorbi, cam știu să fac banii. Mi-e drag lume să trăiesc, să joc și să chefuiesc. În casă eu am de toate, dușmanii îmi roagă moarte. Și de-o fi să fie așa, dușmanii s-or bucură, nici de-al dracu n-am să mor, în ciuda dușmanilor. Și de-o fi să fie așa, dușmanii s-or bucură, nici de-al dracu n-am să mor, în ciuda dușmanilor.